Atenționarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie este valabilă până în ultima zi a lunii iulie. Codul galben din luna lui Cuptor aduce o atmosferă de-a dreptul sufocantă. În cea mai mare parte a țării, în ultimele zile ale lunii iulie, valul de căldură se va extinde și se va intensifica treptat. Disconfortul termic va crește, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În regiunile vestice, sudice și local în restul teritoriului va fi caniculă. Temperaturile maxime se vor situa în general între 34 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în Oltenia și Muntenia. Local, noaptea, temperaturile nu vor coborî sub 20 de grade. Potrivit ANM, până în jurul datei de 2 august, vremea va fi caniculară în cea mai mare parte a regiunii, cu o medie a temperaturilor maxime care va crește de la valori în jurul la 33 de grade până la valori de 36-38 de grade în perioada 28 iulie-2 august, iar cea a minimelor de la 16 grade până spre medii de 20 de grade. Ulterior, valorile termice vor mai scădea ușor, dar vor caracteriza încă o vreme călduroasă, cu medii diurne de 31-33 de grade, în timp ce media temperaturilor nocturne va tinde spre 18 grade. După data de 1 august, va crește probabilitatea apariției perioadelor cu instabilitate atmosferică și local a averselor.